În anul 2010 a avut loc o situație fără precedent în fotbalul argeșan. Patronul internațional Curtea de Argeș, Benone Lazar, a decis să retragă echipa din competițiile sportive, motivul fiind acela că nu mai dorea să suporte singur o grupare din Liga 1. Locul din Liga 1 a fost cedat clubului Pandurii Târgu Jiu împreună cu staful tehnic și lotul de 20 de jucători. Pe plan fotbalistic, după cum marea majoritate a iubitorilor sportului știu, noi la Curtea de Argeș suntem cam deficitari de câțiva ani. De când Internațional Lazar Companie s-a retras de aici, am rămas cu două grupe de copii. Căutăm în continuare un finanțator care să vină să facă treabă la Curtea de Argeș, pentru că am rămas, din nefericire, între ultimile localități din județul Argeș. Internațional Curtea de Argeș s-a clasat pe locul 14 în campionatul din Liga 1 și a reluat pregătirile pentru sezonul 2010-2011. A efectuat transferuri, a fost într-un cantonament în Austria, dar cu o săptămână înainte de startul campionatului, conducerea clubului a anunțat că echipa se va retrage din campionat.